cine ați putea lucra ca premier dacă ieșiți președinte? Dați-ne câteva nume de oameni, adică e imposibil să nu aveți în minte niște nume de oameni cu care ați vrea să lucrați. Mai ales că nu sunt chiar atât de mulți calificați la postul de premier cu care ați putea lucra. Adică un om cu principiu, un om care împărtășește programul și principiile mele. Dați-ne atunci numele de vis, numele pe care aș dori să-l numești, este Daniel Morar. Ca premier. Dacă mă întrebați ce aș vrea. Acum, dacă mă întrebați dacă am vorbit cu Daniel Morar, răspunsul este nu. Dacă mă întrebați cu cine mi-aș dori. Așa, deci nefiind foarte fezabilă varianta asta, vă întreb altă variantă din cele existente și fezabile. Este prima oară când spun numele. Păi mai spuneți, unul, două dintre cei cu care ați putea lucra. Nu, haideți să mergem în următorul scenariu. Intrați în turul 2, împreună cu Victor Ponta, să spunem. Victor Ponta va veni în dezbaterile televizate cu propunerea de premier. Cu cine? Păi l-a propus Cătăriceanu, deja ca să lămurim o altă Cătăriceanu de dreaptă, da. Da? N-a fost niciodată. Pe cine ați chema alături lângă dumneavoastră, ca propunere? Bun, o să am discuții până atunci. Eu v-am spus acum care cred că ar fi cuplul ideal pentru România. Președinte, premier. Și o să vă spun de ce Daniel Morar, pentru că Daniel Morar, după ce a condus DNA-ul, inclusiv secția a doua cu infracțiuni asimilate corupției economice, știe tot. N-ar putea fi păcălit de nimeni în guvern. Vă dați seama ce entuziastă partide, o țară condusă de doi foști procurori? Dar nu de asta e, de doi foști procurori. Așa judecă partidele politicieni. Cred că ceea ce am făcut, tot ceea ce am făcut anticorupție a fost după era procuror la 24 de ani. Făceam... Ar vota actualul Parlament cu majoritate de 100% un astfel de cuplu. De președinte-premier. Dom'le, implicăm și țara asta pe bune. Hai să implicăm și țara asta în ce vrea și ce-și dorește. M-ați întrebat ce mi-aș dori. Sigur. Poate nu se va întâmpla. Noi tot timpul vă amintim că e o diferență între ce vă doriți și ce puteți face. Acesta este sensul unor observații uneori ironice. Pentru că există bariera Parlamentului despre care dumneavoastră nu și v-ați spus că e o frână deseori. Propun de două ori.